22 aprilie, suntem la webinarul Împreună Online, avându-i alături astăzi pe colegii noștri de la Universitatea de Vest din Timișoara, cu un titlu și cu un webinar foarte interesant despre percepția cadrelor didactice și a studenților privind educația online, un studiu pe care l-au realizat colegii noștri. L-avem alături pe domnul conferențiar Mădălin Bunoiu, care este prorectorul Universității de Vest din Timișoara, cât și pe doamna conferențiar Irina Macinga, decanul Facultății de Sociologie și Psihologie de la UVT, și pe domnul conferențiar Marian Ilie, directorul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic și director al Centrului de Dezvoltare Academică din aceeași universitate din UVT. Am să-i dau cuvântul mai întâi lui Mădălin. Mădălin va modera această întâlnire și el va face și prima prezentare a acestei întâlniri. Revin toate întrebările care doriți să mi le adresați în zona de Q&A, în zona de chat, să ne spuneți cine sunteți, de unde veniți, să socializăm un piculeț. Vă mulțumesc! Bună ziua, mulțumesc Diana. În primul rând îți mulțumesc pentru inițiativa de a avea o serie de astfel de evenimente. Am preluat cu maximum interes această inițiativă pe care ai avut-o. Am avut o discuție cu tine, dacă nu mă înșel, acum undeva 10 zile și iată că deja suntem la a doua ediție acestei serii. Ne-am bucurat să vă prezentăm astăzi câteva informații care sunt foarte calde. Vreau să vă spun că nici eu la acest moment nu cunosc care sunt rezultatele celor două chestionare pe care Universitatea de Vest le-a aplicat atât cadrelor didactice cât și studenților din universitatea noastră. Parcurgem o perioadă în care încercăm să luăm ce este mai bine din ceea ce facem. Este o provocare pentru fiecare dintre noi. Unii avem o experiență, să spunem, mai bogată în zona aceasta a digitalizării și a utilizării resurselor digitale, alții mai puțină, dar cu toții ne-am mobilizat ca să oferim studenților noștri totuși un proces educațional de o calitate cât mai bună. O să profit pentru început, înainte de a le da cuvântul colegilor mei, o să profit pentru a vă spune câteva lucruri pe care le considerăm utile în context național chiar. Acum câteva luni de zile, când încă ne mai puteam permite să ne deplasăm, am participat alături de domnul rector Marilen Pirtea, care ar fi trebuit și domnia sa să fie prezent astăzi la această întâlnire, răspunsese cu mare bucurie invitației pe care i-am făcut-o. Din păcate însă alte evenimente care îl țin prins în alte întâlniri au împiedicat acest lucru. Spun asta pentru că acum câteva luni la Consiliul Național al Rectorilor, care a avut loc la Cluj-Napoca, alături de domnia sa am prezentat audienței câteva lucruri ce țin de un context, cum spuneam, național privind zona de digitalizare. Pentru a intra direct în subiect, urmând ca apoi să extindem sau de fapt să restrângem discuția în sfera Universității de Vest din Timișoara, o să-mi permit să împărtășesc cu dumneavoastră, să împart cu dumneavoastră ecranul și a pune aici o prezentare foarte scurtă pe care o am pregătită pentru astăzi. Repet, o să revin la finalul acesteia, a-i prezenta încă o dată pe colegii mei și temele pe care le-au ales pentru astăzi. Așadar, în ceea ce înseamnă contextul general de care spuneam, numai o secundă, cred că așa este cel mai bine. Cumva în era datelor, educația trebuie să conteze și să dezvolte oportunități digitale. Da? Adică vorbim în fiecare zi despre avantajele pe care le pot crea instrumentele digitale, dar trebuie să facem câțiva pași mai departe și anume să le și implementăm în procesul educațional. În fiecare dintre universitățile noastre există colegi, există persoane care sunt extrem de aplecate asupra acestui subiect, care pot să ne ofere tuturor exemple de bună practică foarte, foarte bune. Iată unde se situează România, să-i spunem, cursa aceasta a digitalizării, din perspectiva a trei studii care au fost efectuate relativ recent, aș spune. Un studiu ONU care arată că România se situează pe poziția 67 din 193, fiind ultima din Uniunea Europeană în acest clasament, un studiu care măsoară eficiența guvernării electronice,
indicele infrastructurii de telecomunicație, indicele capitalului uman și indicele serviciilor online. Un alt studiu la care o să ne referim mai în detaliu este acest raport DESI, care este făcut la nivel european, unde România se situează pe poziția 28 din 28. Acest studiu vizează aspecte precum conectivitatea la resursele digitale, capitalul uman, utilizarea internetului, integrarea tehnologiei digitale, respectiv serviciile publice digitale. Iar un al treilea studiu la care facem referire aici este IMD World, unde suntem pe poziția 54 din 63 de țări analizate, iar în Europa aici suntem pe poziția 20 din 21 de țări care au fost subiectul acestui studiu. Iar aici, să zic, elementele luate în calcul sunt cunoștințele necesare pentru transformarea digitală, factorul tehnologic aferent digitalizării și capacitatea de absorpție a digitalizării. Am spus că vom da câteva detalii despre rezultatele studiului DESI. Aici suntem în ceea ce privește conectivitatea pe poziția 22 din 28, iar aici intrând oarecum în detalii, acest indicator, conectivitatea vizează acoperirea cu linii fixe sau mobile, procentele acestea sunt mult sub media europeană, dar așa cum am sesizat cu toții în diverse deplasări pe care le-am avut în Europa, compensăm cu viteza internetului și evident și prin costuri, având în vedere că mâna de lucru în România este totuși mult mai ieftină decât în alte țări din Europa. În zona capitalului uman ne situăm pe poziția ultimă. Avem cel mai mic procent de utilizatori de internet, suntem pe penultimii în ceea ce privește competențele de bază, numărul de angajați în zona IT, chiar dacă la nivel național știm cu toții, au fost făcute o serie de avantaje sau au fost create o serie de avantaje și de beneficii personalului care lucrează în zona IT. Avem mai apoi modul de utilizare al internetului, integrarea tehnologiei digitale. Nu o să mai insist acum asupra lor, această prezentare va rămâne la dispoziția dumneavoastră și putem să oferim detalii suplimentare dacă este cazul. Să ne îndreptăm totuși un picuț înspre zona care ne interesează, cea a universităților din România și modul în care acestea sunt digitalizate sau modul în care își propun să facă acest lucru. Și, mă rog, din datele pe care le-am avut la dispoziție, am constatat aici colegii mei, Laurențiu Georgescu și Vlad Petcu, au săpat la modul propriu după aceste date și după aceste informații în documentele care sunt disponibile public. Și am constatat că în anul 2018 universitățile publice au cheltuit 4 milioane de euro pentru dezvoltarea și mentenanța platformelor IT, având imobilizări necorporale, da, deci în ce înseamnă softuri și alte instrumente, de peste 60 de milioane de euro. Este o sumă mare, da? Și de fapt ce știm și observăm cu toții? Că fiecare universitate încearcă într-un fel sau altul să își creeze propriile infrastructuri, propriile instrumente, că vorbim de raportarea cercetării, că vorbim de gestiunea studenților. Da? În mod firesc și în mod logic, și asta a fost și demersul domnului rector și asta a fost mesajul pe care a dorit să-l transmită Consiliului Național al Rectorilor, mesajul este că există anumite zone unde este foarte important să acționăm unitar, pentru că în felul acesta putem avea produse mai bune și în felul acesta putem să avem produse eficiente la costuri mai mici. Da? Pentru că dacă adunăm, după cum vedeți, toate aceste sume, ele rezultă într-un final, într-un buget mai mult decât foarte consistent pentru ce am avea nevoie. Cu atât mai mult cu cât raportările la care fac referință sunt unitare, ele țin de domeniile CNATCU sau ARACI sau mai știu eu care sunt aceleași pentru fiecare dintre noi. Da? Deci este, aș spune, un challenge pentru cumva o dovadă de realism, dar și de pragmatism pentru a pune, să zic, la un loc toate forțele pentru a avea niște instrumente pe care să le folosim eficient cu toții. Un exemplu de bună practică pentru ceea ce ar însemna o arhitectură generală într-o universitate este cel pe care îl prezentăm
aici, în care trebuie să integrăm sistemele de management universitar cu sistemele de management administrativ, da? Ele să fie interconectate, sunt atâtea informații pe care trebuie să le furnizăm în diverse locuri. Este foarte important și știm că de multe ori avem cumva suntem puși în situația de a crea un anume disconfort colegilor noștri, cadrele didactice, cerându-le într-o parte să raporteze într-un fel, în altă parte altfel. Evident că un sistem integrat ar fi mult mai util. Apoi, trebuie să existe un sistem ERP coerent, destinat planificării eficiente a resurselor și proceselor din universitate, care să funcționeze în timp real. Și, nu în ultimul rând, managementul și arhivarea electronică a documentelor, inclusiv prin semnături digitale, cu o eficiență ridicată a răspunsului și o trasabilitate. Asta, în mod evident, asigură foarte mult managementul unei instituții de învățământ superior. Acum, cam ce se întâmplă la UVT din această perspectivă? Aș vrea să vă spun că pentru mandatul acesta, universitatea noastră a pus printre obiectivele sale principale tot ce înseamnă digitalizarea universității. Colegul nostru, Cosmin Enache, prorector responsabil cu strategia financiară, are în coordonare și acest proces de digitalizare, care sigur apoi este distribuit pe componentele, eu știu, de cercetare, educațional, administrativ, da, pe fiecare componentă a universității în parte. La acest moment avem o serie de servicii pe care le oferim atât colegilor cadre didactice și personal administrativ și de suport, respectiv studenților. În Universitatea de Vest toată lumea are o adresă de mail instituțională, inclusiv studenții. Accesul la diverse instrumente se face doar prin aceste adrese de e-mail. După cum puteți sesiza, există tot felul de, eu știu, appleturi, cum ar fi sesizările, cum ar fi, eu știu, toate listele de e-mail, de contact, acoperirea sălilor din universitate cu posibilitatea rezervării acesteia dacă este disponibilă, zona de e-learning, zona de bibliografie, Manelis Plus aici, facilități pentru angajații UVT și multe, multe altele. Există în mod evident o serie de servicii disponibile pentru studenți. Încercăm pe foarte multe dintre acestea să le ducem în zona smartphone, pentru că știm că studenții noștri se regăsesc în principal acolo. Evident, ca în multe alte universități, desigur, ei pot să-și verifice notele singuri, da, pe platformele pe care le avem la dispoziție. Cazările la Universitatea de Vest se fac în mod online, au la dispoziție diverse pachete, cum ar fi Office 365 și, mă rog, altele aflate inclusiv în dezvoltare. Câteva cuvinte despre digitalizarea UVT din perspectiva procesului educațional de care mă ocup direct. La UVT am lansat un proiect, am spune unic la nivelul României, este vorba de implementarea a ceea ce noi numim Teaching and Learning Brand UVT, da? Este practic o modalitate de a preda, dezvoltată de colegii noștri de la Centrul de Dezvoltare Academică, colegul nostru Marian Ilie este aici prezent. Sigur, Centrul de Dezvoltare Academică este în strânsă legătură și colaborează cu Departamentul de Științele Educației din Facultatea de Sociologie și Psihologie și evident cu mulți alți colegi din toate facultățile UVT. Acest proces este unul care a cuprins întreaga universitate, am avut o serie de întâlniri, de dialoguri, în acest moment suntem realmente în punctul de a-l implementa și a veni cu măsuri concrete. Despre acest proiect nu o să insist acum, urmând, am avut și o discuție în acest sens cu Diana, ca poate într-o altă ediție a acestei serii de webinarii să facem o prezentare mai în detaliu, bineînțeles rolul principal avândul colegul meu Marian Ilie prezent și astăzi la întâlnirea cu dumneavoastră. Revenind la da câteva exemple din genul de instrumente pe care dorim să le implementăm, ar fi vorba de platforma de evaluare 360 de grade, cum am numit-o, a cadrelor didactice,
care cuprinde evaluarea cadrelor didactice de către studenți, evaluarea intercolegială a cadrelor didactice, autoevaluarea propriilor prestații didactice de către cadrele didactice, evaluarea învățării de profunzime a studenților și evaluarea cadrelor didactice de către directorii de departament. Acesta va fi un instrument all-in-one, astfel încât, utilizând toate aceste, să spunem, procese de auto, de evaluare sau autoevaluare, la final să avem o măsură cât mai exactă a modului în care reușim să producem actul didactic. Apoi este vorba de catalog online, de posibilitatea de a gestiona prezența studenților la ore, inclusiv disponibilitatea fișelor disciplinei și, nu în ultimul rând, o platformă de gestionare a ofertelor de practică, a locurilor de muncă pentru studenți și pentru activitățile lor de practică. A fost, să zic, realmente o prezentare sumară vis-a-vis de tot ce ne propunem noi să facem la UVT din perspectiva digitalizării. Încercăm, cum spuneam și la început, să profităm de această perioadă pentru a putea să implementăm cât mai multe lucruri, fiind într-un fel sau altul nevoit să o facem. Revin acum la tema pe care vă propunem astăzi, și anume care este percepția studenților și cadrelor didactice în raport cu procesul educațional online. Evident că ne preocupă acest subiect pentru că ne-a luat prin surprindere cumva, adică până una alta aș spune că undeva la peste 90% din activitatea didactică la Universitatea de Vest din Timișoara se desfășoară în cadrul programelor de învățământ cu frecvență, da? Și în acest context întâlnirile față în față sunt cele care în mod evident predomină, așa că trecerea în integralitate în zona online ne-a supus pe toți unei serii de provocări. Așadar, este în egală măsură importantă pentru noi atât percepția colegilor cadre didactice, cât și percepția studenților vis-a-vis de acest proces. Sigur că noi am preluat în toată această perioadă feedback-uri în mod real sau în timp real de la toți partenerii procesului educațional și am încercat să le schimbăm dintr-o parte în alta, astfel încât să armonizăm acest proces. Dar o analiză, să-i spunem, științifică, era absolut necesară. Așa că, așa cum vă spuneam la început, și eu voi urmări cu mare interes și curiozitate ce vor prezenta colegii noștri, pentru că voi vedea aceste rezultate pentru prima dată și sunt realmente foarte curios. O să începem această poveste invitând-o pe colega mea Irina Macinga, actualul decan la Facultatea de Sociologie și Psihologie din cadrul universității noastre. Irina, urmând a ne prezenta care este percepția studenților, da, în raport cu procesul educațional online, despre studiul în sine, urmând ca Irina să ne dea toate detaliile și, așa cum spunea și Diana la început, vă invităm a ne transmite întrebări pe această secțiune de Q&A care vă este disponibilă. Te rog, Irina, the floor is yours now. Da, mă auziți, da? Bun, bună ziua! Mă bucur că sunt în această conjunctură selectă să mă întâlnesc cu peste 150 de colegi din țară care au aceleași preocupări și aceleași interese în domeniul academic. Pentru că cei doi actori ai oricărui act educațional sunt profesor și studentul, ne-am propus la Universitatea de Vest din Timișoara să derulăm un studiu empiric în care să urmărim, nu neapărat în oglindă, percepția celor doi actori privind transferul activității didactice din mediul față-înfață, din comunicarea directă în mediul online. Așadar, principalul nostru obiectiv a fost să evaluăm exploratoriu modul în care studenții simt toată această trecere a actului didactic în mediul online și modul în care ei trăiesc această experiență.
Evident că ne-am ancorat studiul empiric în câteva articole și cercetări de specialitate, în sensul selectării a 6 dimensiuni pe care literatura de specialitate le arată ca fiind definitorii, ca fiind relevante pentru ce înseamnă percepția studentului pentru învățarea online. Aceste dimensiuni pe care le-am luat în considerare și le-am măsurat se referă la gradul de implicare a studenților în activitățile online, la utilizarea mijloacelor de instruire multimedia, la, evident, relația cu cadrul didactic, acesta din urmă fiind privit în special ca resursă pentru educație. Următoarea dimensiune urmărea raportarea studentului la contextul educațional specific și general. Penultimul aspect avizat, câteva probleme, sau hai să le numim aspecte problematice pe care studenții noștri au fost invitați să le evalueze. Ca la ultima dimensiune să ne uităm puțin la modul în care se derulează viața studentului dincolo de partea academică, modul în care poate în această perioadă el se implică în activități comunitare, modul în care resimte sau nu, măsura în care resimte stresul, incertitudinea acestei perioade. Am avut un șantier de conveniență, putem vorbi mai degrabă de un lot de participanți alcătuiți din 1417 respondenți, 80% de gen feminin. Precum observați, ciclul de studii de licență este mai bine reprezentat din punct de vedere al răspunsurilor, 31% fiind studenții de anul întâi ciclu licență, 25% anul 2, aproximativ 22% anul 3, și un procent de 12,5% au răspuns, fiind studenți de la ciclul de studii masterale. Colectarea datelor s-a făcut în perioada 3-13 aprilie, asta însemnând la aproximativ, dacă ne uităm la 13 aprilie, aproximativ 5-6 săptămâni de la restricțiile cu care avem de a face, pe care le trăim actualmente. Din punct de vedere metodologic, doar atât aș vrea să subliniez faptul că fiecare item utilizat pentru aceste 6 dimensiuni are o scală Likert de răspuns, deci nu am avut întrebări cu răspunsul deschis, care merge de la 1 în foarte mică măsură până la 5 în foarte mare măsură. Aceasta, de asemenea, este repartizarea celor 1417 sau distribuția celor 1417 de respondenți pe cele 11 facultăți ale universității noastre. Evident că putem să ne gândim că acest studiu reflectă cumva realitatea din UVT. Sunt convinsă însă că departe de mine gândul de a generaliza aceste rezultate, însă sunt convinsă că impactul perioadei s-a simțit relativ la fel de către studenți și de către cadre didactice, indiferent de localizarea geografică, de universitatea din care fac parte. Bun. Prima dimensiune urmărea un set de comportamente pe care literatura de specialitate le descria ca fiind relevante pentru învățarea și pentru formarea unei percepții asupra învățării online. Astfel, studenții erau invitați să se gândească la propria experiență de învățare în mediul online și să spună în ce măsură realizau anumite aspecte. Comportamentele le observați în partea stângă. Nu o să le comentez pe fiecare în parte, dar o să atrag atenția asupra a ceea ce depășește media și asupra a ceea ce este sub medie ca răspunsuri. Astfel, observăm că abordarea cadrului didactic pentru consultațiile care în perioada anterioară erau realizate față în față, conform unui orar săptămânal, abordarea cadrului didactic pentru aceste consultații în mediul online nu mai este realizată într-o măsură chiar atât de mare. De asemenea, într-o măsură relativ mică,
studenții folosesc camera web în timpul activităților didactice online. Observăm însă că în ceea ce privește considerarea, luarea în considerare a feedback-ului primit de la cadrele didactice cu privire la temele realizate de către student, studenții declară că într-o relativ mare măsură ei țin cont de acest feedback. Este și firesc, dacă dorim să interpretăm acest rezultat, este și firesc să ia în considerare, poate într-o măsură mai mare, feedback-ul primit de la profesor, deoarece incertitudinea cumva a unui, a unei educații în mediul online în care întrebarea nu primește răspuns pe loc, creează această nevoie de feedback într-o mai mare măsură decât în cazul educației față în față. Următorul item se referea la stilul și la modalitatea de a prezenta în cadrul activităților didactice online, iar studentul era invitat să aprecieze, să-și exprime acordul gradual cu afirmațiile din partea stângă. Observăm de asemenea că răspunsurile sunt toate, majoritatea sunt peste medie, dar se reliefează, se evidențiază în mare măsură plăcerea pe care o resimte studentul în fața prezentărilor, pardon, în fața prezentărilor și a materialelor bazate pe imagini. De asemenea, se observă la o medie de 3,4 faptul că quizurile sau short task, sarcinile scurte, de rezolvat într-un timp mai scurt, într-o măsură relativă fac plăcere studentului. În ceea ce privește interacțiunea cu cadrul didactic, considerat, repet, mai mult ca o resursă și ca un suport pentru învățarea online, se constată că studenții doresc și le place în mare măsură să primească sugestii clare de la cadrele didactice în ce privește rezolvarea sarcinilor. Dacă facem legătura între acest răspuns care reflectă această poziție și un răspuns anterior al faptului că luau în considerare în mare măsură feedback-ul, cele două ne duc cumva la a ne ridica problema dacă studentul nu are mai mare nevoie de suport din partea profesorului în cadrul activităților didactice online decât înainte. De asemenea, cu o medie de 3,32, îmi place ca profesorul să utilizeze multe aplicații, programe în educația online, deși acest răspuns cumva nu reflectă o majoritate, totuși studenții apreciază utilizarea acestora. De asemenea, următorul item invita studenții să răspundă în ce măsură sunt de acord cu aceste afirmații în contextul actual al susținerii seminarelor și cursurilor online. Media este de 3,17 în total, dar observăm că majoritatea consideră că primesc mai multe sarcini și mai multe teme decât de obicei, într-o mai mare măsură. De asemenea, la itemul care afirma că procesul educațional se realizează mai eficient prin forma aceasta de educație online, aceasta este într-o foarte mică măsură considerat de către student. Rămâne încă, deși nu am pus întrebarea direct, rămâne încă acea idee că studenții nu sunt în mare măsură convinși că procesul educațional realizat în mediul online se face mult mai eficient. De asemenea, observăm, dacă legăm partea de percepție a cât mai multor sarcini, a unor teme, mai mult decât de obicei, legăm din nou de nevoia de feedback, de nevoia de a fi ghidați, observăm că într-o măsură relativă studentul este de acord cu afirmația că el reușește să învețe autonom
sau independent, pentru că învățarea autonomă sau la nivelul acestei dimensiuni, problemele în cercetare se pun sau disputele sunt destul de aprige, ce tip de educație directă sau online stimulează în mai mare măsură autonomia studentului în învățare. Următorul item se referea la în ce măsură consideră studenții că anumite aspecte privind modul de susținere a activităților ar fi agreate, ar fi mult mai plăcute. Aici se constată două lucruri interesante. Odată faptul că studenții consideră că în mare măsură petrec mai mult timp în fața calculatorului pentru activități didactice decât o făceau înainte. Și de asemenea că aceste teme și sarcini de lucru sunt deja niște aspecte pe care ei le percep ca ușor problematice. De asemenea, în ceea ce privește instrumentele digitale, platformele puse la dispoziție, pe care studenții le au la dispoziție, sau resursele de învățare pe care cadrele didactice le pun la dispoziție, studenții nu le consideră a fi aspecte problematice. În ceea ce privește percepția situației actuale, am dorit ca prin ultimul item să ieșim puțin din purul academic și ne-a interesat mai degrabă modul în care ei suportă, modul în care ei răspund la această situație, dacă se informează sau nu, dacă au informații pertinente asupra situației pe care o trăiesc, comportamentele pe care le au și, în general, starea de spirit. Observăm că studenții declară că participă la activități de voluntariat în comunitate într-o foarte mică măsură și, de asemenea, că ies din casă numai atunci când este neapărat nevoie, dar, în general, declară că au o stare de spirit bună. În ceea ce privește prima afirmație, situația actuală se va rezolva repede și vom reveni la normalitate, prin care doream să vedem până la urmă expectanța studentului. Aceasta are o medie de 3,1. Asta înseamnă că, evident, este o anumită neutralitate în percepția lor. Nu pot cu certitudine să spună, să aibă o părere, o opinie privind cât de repede se încheie situația actuală și cât de repede se revine la normalitate. Observăm totodată că studenții chestionați urmăresc știrile și sunt conectați la situația pe care o trăiesc într-o măsură relativ mare. Așadar, dacă ar fi să tragem câteva concluzii privind rezultatele acestui chestionar, în ceea ce privește implicarea în activitate, studenții declară că, în mare măsură, ținând cont de feedback-ul primit de la profesor pe temele și pe sarcinile pe care le au de rezolvat, de asemenea, sunt satisfăcuți și consideră că, în mare măsură, materialele bazate pe imagini sunt cele preferate, nu și quizurile și sarcinile mai scurte care le sunt date. În ceea ce privește relația cu cadrul didactic, tot ce înseamnă aplicații multimedia, diversitatea mijloacelor utilizate de cadrul didactic în interacțiunea sa cu studenții, acestea sunt mai mult decât binevenite. În ceea ce privește opiniile privind contextul general, studenții consideră că nu este neapărat mai eficientă educația online sau consideră în mică măsură că educația online este mai eficientă. De asemenea, ei sunt de acord cu faptul că petrec mult mai mult timp în fața calculatorului și că există această tendință din partea cadrelor didactice de a acorda mai multe teme, mai multe
sarcini. Nu în ultimul rând, deși declar o stare, să zicem, de bine generală, o stare de spirit bună, aceștia ies din casă doar atunci când este nevoie, iar implicarea lor în alte activități decât cele academice, cum ar fi activitățile de voluntariat pentru comunitate, este foarte scăzută. Consider că aceste rezultate pot să deschidă anumite discuții foarte interesante, iar corelate cu rezultatele pe care le vom auzi imediat și care reflectă opiniile profesorilor privind educația online, cred că acestea, mai ales dacă sunt aplicate poate la o scară națională în mai multe universități, pot face până la urmă inputul pentru deciziile informate pe care Ministerul Educației, de exemplu, le poate lua, deoarece se bazează pe un studiu empiric, pe un studiu valid, realizat pe studenți și pe cadre didactice privind provocările și oportunitățile educației online. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, dragă Irina. O să vă propun următorul format. O să-l invităm și pe colegul nostru, Marian Ilie, să prezinte care este percepția cadrelor didactice vis-a-vis de acest proces, urmând ca apoi, în funcție de întrebările pe care le-am văzut deja pe Q&A, la unele din ele deja s-a răspuns, la altele o să se uite Irina acum pe timpul prezentării lui Marian, să răspundem și să creăm un dialog vis-a-vis de acele întrebări și de temele pe care ni le propuneți. Așadar, Marian Ilie, colegul nostru, conferențiar doctor la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, este directorul personal acestui departament, este abilitat în domeniul științelor educației și coordonează și Centrul de Dezvoltare Academică al Universității de Vest din Timișoara, un centru care își propune să realizeze alături de alți colegi din universitate tot felul de studii și de cercetări din zona procesului educațional. Așadar, Marian, te invit să faci această prezentare cât mai succint cu putință, astfel încât să putem lăsa loc și de dialog și de răspuns la întrebări. Te rog. Mulțumesc. Mă bucur că sunt alături cu toți aici. E onorant pentru mine să văd că avem atâți colegi care sunt interesați de studiul nostru. Am să pornesc și eu slide-ul. Bun. Imediat să-mi aranjez aici lucrurile. Am derulat un studiu, așa cum spuneau și colegii mei înainte, cu respondenți cadre didactice titulare în Universitatea de Vest din Timișoara, dar înainte de a prezenta aspectele metodologice și rezultatele studiului, vreau puțin să setez cumva contextul didactic, în sensul că imediat... Uite, de exemplu, Irina, cred că ar fi bine să-ți închizi tu, te auzi și tu peste mine. Super, mulțumesc! Deci, spuneam să setăm contextul. Colegii din Universitatea de Vest din Timișoara îl cunosc foarte bine, dar am observat că avem foarte mulți colegi din afara universității și ne bucură asta. Și atunci, pentru a ști în ce context se desfășoară lucrurile, am să prezint decizia cumva luată de CA imediat cu suspendarea, odată cu suspendarea cursurilor față în față de către minister. S-a trecut direct totul online, așa am spus, s-a cerut să respecte orarul pe care îl aveam față în față, să respecte durata activităților. S-a creat opțiunea de a alege între platforma e-learning a UVT, care este un Moodle, sau Google Classroom, pentru că știam că este foarte folosită în comunitate. S-a ales opțiunea Google Meet pentru conferință. Sigur, s-a reiterat ideea de a se comunica doar pe EUVT și s-a creat o echipă instituțională de suport tehnic, în special pe lângă departamentul de suport IT al universității. În acest context,
aproape o lună de la derularea activităților în această formă, am demarat un studiu pentru a înțelege mai bine cum ne simțim toți și ce nevoie de suport au colegii în această situație. Am ales de data aceasta un design mixt, cu întrebări închise și întrebări deschise și cu un chestionar bazat pe modelul de acceptare al tehnologiei, pe care o să-l vedeți, cu două subscale, scală de utilitate și scală de percepție a dificultății de utilizare a tehnologiei respective. Chestionarul de opinie avea 3 întrebări deschise și 23 de întrebări cu răspunsuri la alegere cu multiple subdimensiuni. Sunt foarte multe date colectate. Raportul pe care domnul prorector îl va primi în curând are 40 de pagini fără anexe, deci este unul care are foarte multe date. Nu voi transpune aici, nu avem... eu știu, spațiu să prezint toate datele, dar voi răspunde la întrebări dacă acestea merg spre date care nu le prezint. Bun, a fost pe lângă identificarea nevoilor reale pe care le au colegii, ne-a interesat foarte mult să vedem și ce practici didactice au adoptat, de aceea întrebările deschise au fost plasate intenționat la începutul chestionarului, pentru că ne doream ca omul să aibă, sau mă rog, colegul în momentul în care intră, să aibă o deschidere mai mare spre a răspunde întrebărilor. S-a întâmplat într-o oarecare măsură chestia aceasta, o să vedeți imediat. Acolo unde avem la chestionarul bazat pe modelul de acceptare a tehnologiei, răspunsurile sunt pe acest tip de scală Likert 1-5, în rest avem răspunsuri în care avem 4 sau, mă rog, da, nu, sau alte variante de răspuns sau deschise la chestionarul de opinie. Câți participanți am avut? De la nivelul Universității de Vest din Timișoara, raportându-ne la titular, spre titulare a mers chestionarul, am avut o rată de răspuns de 52% raportat la titulari. Trebuie să luăm în calcul însă că nu toți titularii au ore în semestru, sunt colegi, chiar și eu din departament, care nu au ore în acest semestru și atunci nu aveau cum să răspundă, nu aveau de ce să răspundă. E adevărat că nu avem rata aceasta sau eu nu am ratat, nu am verificat-o exact. Raportându-mă la cele 11 facultăți plus departamentul de pregătire a personalului didactic, practic cele 12 entități academice din UVT care au activități academice, rata de răspuns, proporția de răspuns între titulari merge de la 35% până la 75% pe diferite facultăți. N-am prezentat-o aici, s-a apărut un detaliu, dar pe care trebuie să-l spun totuși oral. Bun, am avut 4 mari sau 5 mari dimensiuni care ne-au interesat cu diferite, eu știu, întrebări în interior. Suportul instituțional, am vrut să vedem cum este perceput acest suport instituțional. Principalele nevoi resimțite de cadrele didactice, abordări didactice pe care le au colegii, relația cu studenții și intenții pentru viitor, le-am numit noi atunci când am aplicat acel chestionar bazat pe TAM. Deci, imediat să-mi închid, mi se suprapun aici mai multe chestii și nu văd eu. Iată o primă parte în care vreau să vedem de unde vine preponderent suportul pe care l-au simțit colegii în această perioadă și vedem că, iată, colaborarea, ceea ce ne bucură foarte mult între colegi, a fost cumva pe primul plan. Dacă mergem mai departe însă și analizăm elementele de suport instituțional, pur și simplu, ceea ce înseamnă echipa de suport, serviciul IT, directorul departamentului, ajungem la o proporție cumva de 40%, deci aceste elemente de suport instituțional au fost accesate într-o proporție foarte mare. Trebuie să spunem însă că am avut întrebări legate și de exact de ce a fost cel mai util dintre elementele pe care noi le-am pus și atunci, ca elemente de suport instituțional, s-a accesat foarte mult, cum era de așteptat,
ești, link-ul către pagina cu resursele UVT puse la dispoziție, iar aici Google Meet și Google Classroom au fost cele mai accesate. Întotdeauna în josul imaginii veți vedea scala de răspuns, ca să puteți să faceți, și n-am să mai fac eu referire la ea, faceți legătura cu răspunsurile. Trebuie să spun că am întrebat să vedem dacă acest răspuns prompt sau, mă rog, a fost prompt sau nu de la, din partea de suport instituțional, și întotdeauna, într-o foarte mare proporție, nici nu am mai pus-o aici pentru că aveam un slide de fapt cu un singur turn, să spunem așa, răspunsurile din partea aceasta sau pentru suportul instituțional din partea colegilor de la IT au fost pozitive din vedere al calității și al promptitudinii care s-au întâmplat. Dacă mergem mai departe, pentru proiectare și organizarea cursurilor și seminarelor la distanță v-a fost de ajutor, și aici aș puncta doar cele trei mari care iasă în evidență. Au fost mult mai multe, nu le-am pus pe toate pe slide aici. Așa cum vă spuneam anterior, resursele pentru Google Meet, Google Classroom și încercările anterioare ale colegilor de a introduce TIC în activitatea didactică au fost principalele resurse. Cam atât de partea de suport instituțional. Mergem la principalele nevoi resimțite și aici prima întrebare pe care am adresat-o a fost cumva legată de dimensionalitatea acestei nevoi, încadrarea nevoii într-una dintre cele trei dimensiuni, adică dimensiune tehnică, dimensiune legată de conținutul științific sau de partea de specialitate sau dimensiune pedagogică. Vedeți că, iată, peste 50% dintre colegi au simțit cumva nevoie mai mare de suport pedagogic decât de suport tehnic și de suport al elementelor de conținut. Și din partea răspunsurilor deschise ne-au venit foarte multe confirmări, cum că s-a perceput foarte, foarte accentuat faptul că pedagogia, să-i spunem, abordării online diferă foarte mult de pedagogia abordării față în față a educației. Nu e suficient să folosești doar un soft, un tool și așa mai departe, ci trebuie să te gândești și cum să-l integrezi pedagogic. Iar colegii au depus eforturi foarte mari în această perioadă pentru a-și încadra activitățile și din punct de vedere pedagogic, nu doar din punct de vedere tehnic. De fapt, așa cum vedeau studenții în studiul pe care l-ați văzut înainte, spuneau că petrec mai multe ore, ca de obicei, în fața calculatorului. Cadrele didactice din UVT au scos în evidență atât prin răspunsurile la întrebările închise, cât și cele cu răspunsuri deschise, că simt practic aproape o dublare a volumului de muncă pentru pregătirea activităților didactice în această perioadă. Bun, dacă mergem, am încercat să mergem puțin mai specific în tipul de nevoie pe care l-ar fi resimțit un cadru didactic la un anumit moment dat în această perioadă, relativ, dacă le luăm pe scala de la deloc până la în foarte mare măsură, intensități foarte mari nu am găsit. Totuși, se pare că cel mai dificil lucru a fost găsirea unor elemente transpunerea specificității unor discipline, cum ar fi în special cele vocaționale în mediul online. Aici aș remarca faptul însă că colegii de la Facultatea de Muzică au avut elemente de adaptare și inovație care, mie cel puțin, atunci când am citit cele 60 de pagini în răspunsuri la întrebările deschise, mi-au plăcut foarte mult și cred că unele dintre ele merită testate empiric dincolo de prezentarea pur și simplu, utilizarea în această perioadă și duse mai departe în literatură. Va fi la un moment dat o recomandare a Centrului de Dezvoltare Academică către Facultatea de Muzică în această perspectivă, un suport pentru a aduce lucrurile în literatură. Bun, dar totuși, dacă revenim la slide-ul nostru, specificul disciplinei a dus cele mai mari probleme. După aceea, o altă
item la care am căutat răspunsuri, în ce măsură următoarele afirmații sunt valabile pentru dumneavoastră și pentru studenții dumneavoastră în contextul în care se desfășoară activitatea așa cum o vedeți. Și așa cum anticipam, cadrul didactic lucrează mult mai mult ca de obicei a fost principalul răspuns, principala preocupare. În analiza în detaliu, să-i spunem, a elementelor, a arătat că aspectele de, ce spun, de prelegere, explicație și așa mai departe nu sunt cele care pun probleme, dar probleme foarte mari din perspectiva faptului că majoritatea colegilor noștri nu sunt convinși sau nu sunt mulțumiți cu rezultatul pe care îl văd sau cu felul în care reușesc să facă și de monitorizare a studenților, a progresului studenților. Colegii, deși reușesc să facă asta, depun eforturi foarte mari să reușească să facă aceste feedback-uri și monitorizări și nu sunt întru totul mulțumiți de rezultatele pe care le au, comparându-le cu ce se întâmplă față în față, simt că nu e suficient ceea ce reușesc să facă. Tocmai de aceea, în acest slide, vedeți că, iată, comunicarea autentică a lipsit cel mai mult colegilor. Comunicarea autentică cu studenții lipsește în această perioadă. Nu cred că ne mirăm, dar, iată, aproape 70% dintre colegi au pus pe prim plan această absență a relației umane în perioada de față. Bun, alte abordări, așa cum probabil ne așteptam pe baza recomandărilor venite, să zicem, de la nivelul conducerii universității și a softurilor puse la dispoziție. Google Classroom a fost opțiunea principală pentru cadrele didactice. Google Classroom a fost prima, spuneam, Moodle-ul UVT urmează și după aceea avem sumedenie de alte softuri sau aplicații pe care le folosesc colegii, foarte multe, unele poate folosite de un singur coleg sau de doi colegi, de aceea nu le-am enumerat aici. Avem și explicații din punct de vedere al alegerii acestea principale pentru Google Classroom și nu pentru Moodle. Se pare că majoritatea colegilor aleg Google Classroom văzând-o mai flexibilă decât Moodle-ul utilizat la nivelul UVT-ului. Bun, pentru videoconferință Google Meet, în proporție foarte mare, avem însă și cazuri care folosesc Zoom, așa cum folosim și noi aici. Vedeți că sunt totuși în 4%, îl găsesc mai dinamic, mai complex. Cei care folosesc Zoom au explicat alegerea lor mergând în această direcție, sunt că le permite, are mai multe utilități și poate să fie mai interactiv folosind Zoom. Asta este motivul pentru care l-au ales. A mai fost un motiv venit din partea facultăților vocaționale, spunând că Zoom ar avea un sunet mai bun. Cam acestea au fost primele două motive pentru care s-a ales Zoom atunci când s-a ales Zoom. Bun, spuneam că am avut 60 de pagini în care colegii au prezentat diferite aspecte de cum își desfășoară activitatea. Am ales aici două citări exacte din aceste 60 de pagini pentru a arăta două cadre generale în care se desfășoară activitatea. Vedeți Google Classroom sau Moodle sau, mă rog, Google Meet și Zoom, da, Mentimeter, Paddle. Și așa mai departe, sunt câteva aspecte pe care le întâlnim foarte des, adică asemenea combinații de softuri și aplicații pe care le vedeți în momentul de față sunt des întâlnite în prezentările colegilor. Bun, relația cu studenții și aici am pus câteva întrebări, o să ne referim la unele dintre ele. Ne-a interesat să vedem cum percept, e mai mult de fapt o percepție asupra implicării studenților decât relația, ceea ce am întrebat noi. Majoritatea studenților sau majoritatea cadrelor didactice au încredere că studenții UVT-ului vor parcurge integral disciplinele sau curricula
în momentul de, chiar în această perioadă de, abordare online a educației. Sigur, încrederea este mai mare în studenții foarte buni, scade atunci când vine vorba de studenții de nivel mediu și scade și mai mult când vine vorba de studenți care de obicei au rezultate slabe. Bun, mergem mai departe. Atunci am întrebat pe colegi care cred că sunt dificultățile pe care le au studenții și așa cum am văzut și în partea de, chestionar aplicat studenților, avem probleme de acces limitat la internet, lipsa unui computer performant sau unui telefon și mai departe, dar totuși principala dificultate o consideră colegii noștri din UVT în ceea ce privește educația online făcută cu studenții din UVT este lipsa obișnuinței acestora de a învăța cu noile tehnologii profesionale dedicate învățământului. Bun, o altă preocupare pe care o au colegii din UVT atunci când vine vorba de relația cu studenții și care s-a văzut sau era de așteptat văzând și rezultatele studenților, sunt foarte puțini și foloseau camera. Vreau să spun că avem foarte multe răspunsuri și dacă sunt și studenți printre noi sau, transmiteți, cadrele didactice din UVT se simt neapărat deranjate, dar nu se simt comod să vadă că, iată, studenții nu folosesc camera, ar aprecia să folosească camera atunci când sunt la curs sau la seminar și să interacționeze și vizual. S-au exprimat temeri și într-o proporție destul de mare, cu o medie destul de mare, dacă am calculat media, am preferat însă să vă dau datele brute pe fiecare tip de răspuns, că, mă rog, de multe ori studenții intră doar ca să bifeze prezența și nu să fie activi. Și de aici au fost, de-a lungul timpului, avem foarte multe prezentări în care colegii ne spun: în prima săptămână am făcut așa, dar văzând că atunci am introdus și următorul soft și următoarea aplicație, le-am mai pus întrebări, am făcut quiz-uri, am făcut Q&A și așa mai departe, pentru a-i antrena, pentru a-i implica. Deci, cumva, principala, n-ai aș spune neapărat supărare, dar cumva aspect negativ pe care colegii îl văd în interacțiunea aceasta online este că nu își văd studenții, nu sunt siguri de nivelul de interacțiune cu ei. Bun, intenții pentru viitor. Aici am avut două abordări. Am întrebat concret și direct dacă văd că mă sună domnul prorector, s-a întâmplat ceva? Nu, doar... Nu, e în ordine. Doar voiam să ne îndreptăm ușor spre final. Maria. Da, suntem imediat. Să răspundem și la ceva întrebări. Mersi. Da. Aici am ales să întrebăm pe colegi dacă percep că vor utiliza lucrurile, că sunt utile lucrurile care se întâmplă și se întâmplă. Își cred că vor face asta. A fost o întrebare directă, însă atunci când am analizat lucrurile utilizând chestionarul de acceptare a tehnologiei pe cele două subscale, care are la bază ideea cum că cineva utilizează o anumită tehnologie dacă o vede utilă și dacă o poate utiliza ușor. Se pare totuși că rezultatele noastre sunt undeva un pic peste medie, media posibilă, dar în jurul a 3 puncte pe o scară de la 1 la 5, atunci când vine de utilitate, vorba de utilitate sau de facilitatea utilizării 3.69. Aici însă am adăugat, pentru a vedea cum stau și alți colegi din țară, avem 269 de răspunsuri de la alte universități din țară, 32 de universități din țară și am comparat să vedem dacă colegii din celelalte universități simt mai util decât noi sau mai ușor decât noi ceea ce se întâmplă. Se pare că la nivel de utilitate suntem acolo, nu avem diferențe semnificative.
dar din perspectiva facilității cu care, ușurinței cu care se folosesc sau se pun în practică aspectele acestea în această perioadă în care ne desfășurăm activitatea online, colegii din celelalte universități au un ușor nivel de al facilității cu care folosesc instrumentele, deși mărimea efectului este una mică, punct 16. Am analizat aceste lucruri și din perspectiva unei cumva splitări a colegilor care au răspuns între colegi care utilizau deja online-ul în perioada tradițională, să-i spunem, desfășurarea cursurilor, și cei care nu făceau chestia asta. Se vede că cei care foloseau deja online-ul au trecut mult mai ușor la online în totalitate și simt mult mai util aceste aspecte. Lucrurile se replică în aceeași măsură și când vine vorba de toate cele 33 de universități din România la care avem răspunsuri pe această scală. Cam acestea ar fi cele pe care vroiam să le prezint. Sigur, dacă sunt întrebări, le putem răspunde. Mulțumesc. Da, mulțumesc foarte mult, Marian. O să trecem acum la o sesiune de întrebări. Deja am primit foarte multe pe Q&A, foarte multe, un număr consistent pe Q&A, și o să procedăm în felul următor. O să o invit pentru început pe Irina să, eu știu, aleagă dintre întrebările care erau adresate direct câteva și să răspundă la ele cât se poate mai grupat. În felul acesta toată lumea o să poată să preia, să zic, detaliile răspunsului, nu doar cele care au fost date acolo pe Q&A, care în mod evident au fost mai succinte aceste răspunsuri. După care îl las pe Marian în toată această perioadă să parcurgă întrebările care țin de chestionarul pe care l-a prezentat el și de asemenea o să-l rog să răspundă și el la acele întrebări. Te rog, Irina. Da, am putea grupa într-un fel întrebările. Unele au fost metodologice, referindu-se la structura chestionarului și la structura lotului de participanți. A fost un lot de conveniență. Într-adevăr, au accesat vreo 3.000 și de studenți, dar de validat au fost validați 1.417. De asemenea, era o întrebare legată de modalitatea de a crește consistența răspunsurilor în astfel de instrumente. Da, sunt și modalități statistice de a crește consistența. În același stil, să spun, sau la aceeași categorie, s-a mai pus întrebarea, corectă de altfel, dacă nu cumva faptul că înaintând în timp ne obișnuim până la urmă cu acest stil și în acest caz este posibil ca studenții la un moment dat să prefere educația online. Până acum, din rezultatele noastre, este drept că obișnuința nu a intervenit chiar atât de puternic. Așa cum arătau rezultatele la chestionar, studenții nu consideră că este mai eficientă această comunicare, activitate didactică online. Este drept că pe măsură ce timpul trece și dacă starea respectivă se continuă, vom găsi probabil anumite modalități și mai subtile de a ne adapta, să spun așa. Și mă gândesc că va crește, mă aștept să crească o doza, să zic, de nemulțumire cu tot ce înseamnă avantajele unei interacțiuni directe, personal, psihologic vorbind. Nu mă aștept la o supraadaptare a oamenilor în această perioadă, nici a cadrelor didactice, nici a studenților, ci mai degrabă la o încercare de a aduce elementele specifice de interacțiune directă în mediul online. Deci va fi o provocare și la o intensificare a cererii de feedback din partea cadrului didactic. De asemenea, alte întrebări s-au referit la modul în care cele două chestionare pentru profesori și pentru studenți, spuneam de la început că n-au fost făcute în oglindă,
În ce măsură ar putea, într-adevăr, cele două loturi să răspundă la aceleași întrebări, astfel încât să facem și o comparație, o diferență, dacă vreți, percepția studentului versus percepția profesorului privind anumite aspecte. Am evitat din capul locului, să spunem, am luat această decizie inițial de a nu le face în oglindă, pentru simplu motiv că am vrut în prima etapă, în prima fază, să vedem cum se prefigurează fiecare percepție și practic am accentuat la partea de profesori tot ce înseamnă și ține de predare și la partea de studenți partea aceasta de învățare. Scuze, Irina, n-aș vrea să se înțeleagă că n-au fost întrebări comune. Au fost întrebări comune, dar nu a fost perfect în oglindă. Nu a fost perfect în oglindă. Da, tocmai din acest motiv că am vrut să începem într-un mod separat, dar este o idee și se poate continua. De asemenea, mai era o întrebare sau o sugestie mai degrabă pe care am văzut-o foarte, foarte constructivă. În ce măsură mediul de business, să zicem, sau cei interesați să formeze aceleași competențe ca și noi în Academia, ne putem întâlni și putem folosi acest gen de activitate pentru a redefini poate niște competențe cerute pe piața muncii, pornind de la aceste rezultate și de la ceea ce se face în cadrul acestor întâlniri. Mulțumesc, Irina. Astea au fost principalele. Da, mulțumesc, Irina, pentru această intervenție. Aș vrea să spun că genul acesta de abordare este foarte complex la nivelul Universității de Vest din Timișoara, pentru că suntem, dintr-un anume punct de vedere, o universitate specială. Suntem o universitate comprehensivă, dar spre deosebire de marea majoritate a universităților comprehensive, la noi avem și domenii din zona artelor, din zona muzicii, teatrului, educației fizice și sportului, adică prindem toată paleta de domenii vocaționale, ori a pune la un loc și a încerca să găsim o unitate comună este foarte complicat. Acesta este motivul, răspunzând unora din întrebări, de exemplu, ce platforme folosim. Această, să-i spunem, libertate și această flexibilitate pe care am acordat-o derivă tocmai din această complexitate a universității noastre. Dar în același timp este, să spun, un element dificil, pentru că asta ne face să fim atenți la atâtea și atâtea instrumente digitale, dar pe de altă parte ne dă și o oarecare bogăție, pentru că putem apoi, din bunele experiențe ale colegilor pe diverse, să spunem, platforme, să le transferăm în alte zone. Ori chestiunea aceasta, repet, ne dă mai multă flexibilitate. Apoi, aici am citit cu atenție întrebările colegilor noștri, domnul profesor Ioan Groza, domnul Ioan Petrișor, Andreea Dobra, doamna profesoară, și aș spune că se punea accent pe ideea în care, eu știu, procesul acesta ar începe să placă mai mult și ar pune foarte mulți problema de a rămâne exclusiv în această zonă. Răspunsul meu ar fi mai degrabă nu, pentru că el, de fapt, răspunde doar unor nevoi de moment, cărora le-am înțeles sensul cu toții și atunci, în mod evident, marea majoritate a participanților la procesul educațional, fie cadre didactice, fie studenți, au înțeles, să spun așa cumva, unicitatea momentului și atunci au fost cu toții proactivi, chiar dacă au întâmpinat o serie de dificultăți. Dar sunt convins că am învățat cu toții că aceste instrumente pot să fie complementare procesului educațional, iar acest lucru, cel puțin pe noi la UVT, ne ajută foarte mult în ceea ce va însemna implementarea conceptului de Teaching and Learning Brand, care presupune, are o componentă puternică în zona aceasta a digitalizării. Te rog, Marian, acum și pe tine, să sunt convins că ai apucat să selectezi două, trei direcții importante pe care s-au bazat întrebările puse de către colegii noștri care asistă la această întâlnire. Te rog să te referi pe scurt la acestea și să încerci să dai niște răspunsuri, să spun așa, cât mai
la obiect. Mulțumesc. Sigur, m-am uitat peste ele. Majoritatea văd că s-a răspuns, ori am răspuns eu inițial, ori a răspuns Irina, ori alți colegi. Totuși, m-aș referi la câteva. Prima ar fi cumva această transferabilitate de care pomeneai și mai devreme, cumva dacă ne ducem, dacă ar fi numai online și mai departe. Nu văd a fi o percepție în direcția asta deloc. Deci, cel mult, dacă sperăm la cumva creșterea gradului de conștientizare a aspectelor de parte de complementaritate a ceea ce spuneai. Din alt punct de vedere, cred că și din această perspectivă, pentru a susține cu adevărat utilizarea acestor instrumente și după revenirea la normal, va trebui ca de la nivelul universității, eu știu, Centrul de Dezvoltare Academică și colaboratorii din întreaga universitate pe care îi avem la centru, așa avem din aproape toate facultățile, să prezentăm în următoarea perioadă, așa cum am și pus la finalul raportului pe care îl veți primi în cursul zilei, câteva elemente de a arăta care este eficiența acestor elemente și a merge cumva spre prezentarea învățării nu online și nu față în față, ci combinată, blended learning, cum se numește ea în literatură. Și atunci, da, pentru că atunci când ați văzut rezultatele la chestionarul, așa numitul chestionar TAM, cum l-am pus noi în ăsta, rezultatele sunt rezervate. Nu avem, eu știu, un entuziasm extraordinar al facilității sau al utilității acestor aspecte și atunci trebuie să le explicăm. Mai era o întrebare legată de ergonomie. N-am înțeles exact ce înseamnă ergonomia învățământului digital, dar cred că aici am răspuns cumva dacă ne referim la ce folosesc colegii efectiv. Da? Practic sunt aceleși combinații de Classroom sau Moodle și Zoom sau Meet, preponderență Classroom și Meet, introducând diferite după aceea chestii de întrebări și răspunsuri, quiz-uri simple, table virtuale, aspecte de acest tip, nu foarte multe. La muzică, de exemplu, la facultatea de muzică să se folosesc softuri în care reușesc să suprapună negativele peste prezentarea efectivă făcută sau peste performance-ul pe care îl face studentul și atunci feedback-ul pe care îl primește studentul este mult mai acurat, este la, așa se spune, la milimetru, ceea ce nu puteai să faci într-o prezentare, într-o întâlnire față în față, dacă nu aveai și softul la îndemână și se pare că atunci nu îl foloseau. Mai era o întrebare, cum gestionează problema cu studenții Erasmus? Într-adevăr, colegii care au asemenea studenți ne-au spus că este volumul de muncă crește suplimentar pentru că vorbesc și în română și în engleză sau eu știu diferite alte limbi pe care le au studenții Erasmus, încearcă să folosească Zoom și să intre în camere separate cu ei și să discute cu studenții Erasmus separat, folosind limba de circulație internațională specifică studenților respectivi, eu știu, orică spaniol, orică engleză, cam astea au fost cazurile. Cam asta ar fi. Mai era o întrebare dacă întâlnirile sunt înregistrate. O practică foarte utilizată, cadrele didactice înregistrează cursul și după aceea îl pun la dispoziția studenților pe Google Classroom sau pe Moodle. Cam astea au fost la care mulțumesc mult, Marian, vă mulțumesc amândurora, le mulțumesc și tuturor colegilor noștri care ne-au urmărit astăzi. Înainte de a o invita, de a-i transmite Dianei microfonul pentru partea de încheiere a acestei sesiuni, aș vrea să spun că rezultatele acestui chestionar, așa cum bine ne întreba cineva, vor fi în mod evident transpuse în decizii ale echipei de management a Universității de Vest din Timișoara. Tot ce funcționează bine va fi încurajat, tot ce funcționează mai puțin bine va fi corectat. Până la urmă, acesta este rolul acestor chestionare, pentru a le transpune apoi în decizii. Cred că acesta este și spiritul în care putem să încheiem această întâlnire din punctul nostru de vedere, și anume că aceste instrumente sunt extrem de utile pentru luarea deciziilor. Personal, sunt adeptul
luării deciziilor doar pe evidence-based data, adică totul trebuie fundamentat, probabil că asta vine și din structura mea de fizician, așa că întotdeauna trebuie să fundamentăm orice tip de decizie. Eu sper că rezultatele prezentate de noi lasă loc de reflexie pentru toți cei care au participat astăzi și le mulțumesc încă o dată tuturor. Sunt foarte bucuros să constat că într-o majoritate covârșitoare, toți cei care s-au înscris la început pe platformă au rămas până la sfârșit, ceea ce arată că totuși prezentările voastre au fost de interes pentru toată lumea. Mulțumim, Diana, pentru găzduire și eu mi-am încheiat sarcina de moderator pentru astăzi, așa că îți transmit ție microfonul acum. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Mădălin, Marian, Irina, ați fost foarte temeinici în prezentările voastre de astăzi, ceea ce poate să ne determine că avem, să zicem, o prezentare foarte exhaustivă, poate chiar, a ceea ce s-a întâmplat în această perioadă în mediul online în Universitatea de Vest. Și noi derulăm în Politehnică un chestionar aproape, poate chiar similar, poate mai adăugăm ceva întrebări din seria voastră ca să putem să comparăm rezultatele. S-ar putea să fie chiar interesant ce va ieși în aceste condiții. Înainte de a încheia, doresc doar să vă spun că veți primi, pentru că este o chestiune ceva mai nouă, veți primi un badge acesta, îl și arăt, absolut toată lumea care s-a înscris la acest webinar și a participat și v-ați dat adresa de e-mail corectă. Vă rugăm să verificați și în spam și în junk dacă cumva nu găsiți atât chestionarul de evaluare care l-am pus și aici în chat, dar și pentru a vă putea găsi badge-ul este un mod în care puteți să vedeți, să zicem, să vă validați participarea la aceste webinarii. Este participarea la al doilea webinar, așa cum vedeți. Toate webinarele se găsesc cu informații pe site-ul Centrului de e-learning din Universitatea Politehnică din Timișoara. Prezentatorii primesc un open badge, ceva mai, un certificat digital, ceva mai interesant. Ele se pot descărca, primiți link-ul în e-mail unde să mergeți, să-l accesați, este unic, de acolo puteți să-l și tipăriți, să-l distribuiți pe rețelele sociale, să vi-l includeți în profilul dumneavoastră din site-ul personal de pe universitate sau de oriunde. Vă invităm de asemenea săptămâna viitoare la webinarul care va fi arătat și inclus în această serie, care va fi despre utilizarea resurselor educaționale deschise a cursurilor masive online în educație. Colegele și prietenele mele, Carmen Holotescu de la Universitatea Ioan Slavic, Gabriela Grosec de la Universitatea de Vest și cu mine, moderată de colegul nostru Vlad Mihaescu de la Politehnica din Timișoara, vom prezenta despre cum puteți să folosiți și vă vom da foarte multe informații despre biblioteci multiple online și cursuri online care sunt libere, sunt accesibile și pe care puteți să le integrați în cursurile dumneavoastră din perspectiva a trei universități și domenii foarte diferite de experiență. De aceea am decis să facem în acest mod, să sperăm că ne va ajunge timpul să putem să vă prezentăm cât mai mult. Puteți să vă înscrieți la acest webinar. Colegii mei au pus link-ul aici, este un tot pe site-ul celui vor fi toate informațiile, v-am pus direct link-ul pentru înscriere. Înscrierea de la acest webinar nu vă permite automat accesul webinarului viitor. Fiecare webinar trebuie să vă înscrieți separat, este parte din protecția datelor și confidențialitate pe care noi o aplicăm constant și continuu. Aceste webinarii sunt publice, dar bazate pe înscriere, sunt gratuite. Cine dorește după aceea poate să le vizualizeze de oricâte ori dorește pe canalul de YouTube al celui, pe pagina noastră, aveți acces după aceea la toate prezentările, dar ca să puteți să interacționați cu noi în mod direct, trebuie să vă înscrieți și să puteți să participați la webinar. Încă o dată vă mulțumesc tuturor, sper să ne vedem și miercurea viitoare, după aceea va veni Universitatea Tehnică din Cluj, după aceea probabil Politehnica din București și alte universități, seria noastră de webinare vor fi cel puțin 8, le vom ține până în iunie. Să sperăm că ne mai și vedem față în față până atunci, dar noi oricum vom continua. Vă mulțumesc mult, Mădălin, Irina, Marian,
Mulțumim Universității de Vest. Ne vedem săptămâna viitoare. Mulțumim. La revedere.